Peste 50 de filme vor fi prezentate până vineri pe platoul din Piața Primăriei, la Sala Traube, la Cinematograful Mediensis, dar și la Sinagogă. Prima seară a fost o seară cu Jean Neculescu, care e un regizor român, care a făcut carieră la Hollywood și a fost un film muzical, extrem de sentimental, nu e un film pentru băieți, asta în mod sigur, dar care îți dă așa ceva speranțe și în plus Jean Neculescu a fost și pictor. Și în concluzie, toate decorurile erau splendid desenate. Printre spectatori s-a aflat și antrenorul echipei Gazmetan Mediaș, Cristi Pustai. A fost o zi frumoasă, importantă pentru orașul nostru și sperăm ca an de an să avem parte de asemenea evenimente. Organizatorii se așteptau la un număr mai mare de participanți, așa că invită pe mendieșeni să vină în număr mare la festival în următoarele zile. Din păcate, este puțin cam răcoare și publicul n-a fost așa cât de multe locuri i-ar fi așteptat aici în piața primăriei din Mediaș, dar sper ca zilele următoare să se mai încălzească puțin în atmosfera și să fie mai mult public. Oricum, cei care au fost aici au fost foarte generoși și a fost lume de bună calitate. La festivalul de la Mediaș a sosit și actorul Marcel Iureș, dar este așteptată și Maia Morgenstern. Cei doi vor susține miercuri o conferință de presă.